La sfârșitul săptămânii trecute, pe dealul Oadece din comuna Udești, un localnic în vârstă de 69 de ani, aflat la volanul unui tractor, a trecut peste două parapante ale unor tineri care se pregăteau să se angajeze în zbor. A doua parapantă a fost agățată de tractor, conducătorul ei fiind târât în jur de 20 de metri, până când a reușit să-și deschidă centurile cu care era asigurat. Fiind la zbor pe raza comunei Udești, unde aveam aprobare de la primăria Udești, unde desfășurăm activitățile de zbor, pe dealul Oadeci, având aprobarea centrului de trafic al aeroportului Suceava, în data de 12 ieri, am efectuat un zbor de pe la ora 12 până în jurul orelor 3, după care am făcut o pauză cu colegul Gabi Dinu, am făcut o pauză în care am mâncat, ne-am odihnit, urma să reluăm activitatea. Ne-am echipat, fiind pregătiți de decolare, din lateralul nostru a venit un tractor. Ulterior am aflat că era, am aflat cine conducea tractorul. A trecut peste parapantele noastre. Inițial a trecut peste parapanta mea, doar m-a trântit la pământ. Am reușit să mă dezechipez, însă parapanta nu a rămas acroșată de tractor, după care a trecut peste parapanta colegului Dinu Gabriel. Deci, practic, s-a întors cu tractorul să vă mai legați o dată. Nu, eram unul lateralul celuilalt. El a venit din lateral, practic a trecut peste o parapantă, după care s-a dus spre cealaltă parapantă. În timp ce trecea peste parapanta colegului, s-a înfășurat voalura și suspantele după roțile dreapta față și dreapta spate a tractorului. Colegul a fost trântit la pământ, a fost târâit o distanță apreciabilă pe pământ. El a reușit să se dezechipeze și să iasă din harnașament. Tractoristul și-a continuat drumul până aproximativ, nu știu, 3-4 km până în centrul localității, unde e și postul de poliție, unde am depus plângere penală, unde am urmat demersuri legale. Tractoristul a dispărut imediat, însă a fost depistat în scurt timp de poliție. Prin serviciul 112 am fost sesizați de către președintele unei asociații sportive despre faptul că i-a fost distrusă o parapantă. Din verificări a rezultat că în timp ce trei sportivi se pregăteau de zbor, un localnic a venit cu tractorul și a trecut peste parapante, rănind ușor și pe unul dintre aceștia. În cauză s-a întocmit dosar penal și se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și distrugere. Audiat, bătrânul de 69 de ani, a declarat nonșalant că a acționat în acest fel, întrucât la aterizare parapantiștii îi călcau și distrugeau cultura de secară de pe terenul proprietate. Individul nu se obosise nici măcar să-i avertizeze pe sportivi că îl deranjează, ci a trecut direct la acțiune, care se putea solda cu o tragedie. În grâu, permanent se puneam eu acolo, permanent găseam rupt. Și am zis, oamenii buni, dați-mi în pașe, bă, când rupiesc porumbul, rupiesc răsărița, puneți barabule. Am avut barabule multă vreme acolo. Tot le-o trebuie, ca să-l lăsă ogorul pe loc, prin margine, tot e luat, îl lăsa pe loc. Oamenii care au văzut că nu mai poate dovedi, îl lăsa pe loc. Dar ieri dumneavoastră i-ați găsit pe ei pe un deal, deci nu la ogorul dumneavoastră, da, nu? Da. Și ce ați făcut? V-ați dus pe ei? Mi-a zis venit să mă arăt că eu sunt vede locul din ogradă. Și când am ies în ogradă, am văzut acolo două parapante, am zis să mă duc acolo să văd că am vorbit cu oamenii și ea sunt ei pașii și totul nu înțeleg. Și când am ies acolo, ei m-au văzut că eu cu tractorul la deal. O luat cu mașina înapoi, eu când am mâncat pe dealul și el două, o luat cu mașina și o măs sus pe deal acolo. Eu când am măs, am zis, băi, trebuie să fac ceva. Când nu am măs cu intenția să-l fac un râu, parapanta, atunci eu îl întindeau jos. Și am luat cu parapanta, am luat cu tractorul o parapantă și am măsut la poliție. Asta am făcut-o. A, deci dumneavoastră ați vrut să le agățați, să le duceți la poliție parapantele? Da, da, atunci am făcut. Dar nu v-ați gândit că le stricați, că scumpe? Da, eu de 20 de ani, domnul șef, nu v-am gândit. Pierd acolo cultură. Eu am trei familii care țin cu ei două. Da, domnul Ion, dar ce vreau să vă întreb? Da. De unde știați dumneavoastră că sunt aceleași persoane care v-au călcat ogorul? Poate erau alți oameni. Da, eu pe ei oamenii cunosc de multe vreme. Unul cu părul, unul cu părul lung. Nu știu cum îl cheamă, că nici nu a fost să-mi spui cum îl cheamă. Și mă duc la poliție, am văzut eu la poliție, au venit și ei și au spus că o la măsuri, acum și să alege domnul și să alege.
Nici în al 12-lea ceas, bătrânul nu realizează ce a făcut. Între timp, sportivii s-au ales cu două echipamente distruse. Ulterior, pe baza cercetărilor s-a văzut clar că nu era călcat nimic în picioare, nu era distrusă cultura. Nu are nicio motivație, practic nu are niciun fel de motivație pentru gestul ăsta. Ce pagubă ți-a făcut? Practic două echipamente întregi, am înțeles că sunt distruse complet. Pagubă e undeva în jur de 5.000 de euro. Deci undeva acolo. E o parașută distrusă iremediabil, iar una e ferpeniță împreună cu seletă, împreună cu parașută de rezervă. Deci cam, nu se mai corect. Nu. Niciuna dintre aripi nu mai este zburabilă. Din fericire, nimeni nu a fost rănit grav. Bătrânul va trebui însă acum să dea socoteală pentru faptele sale și pentru distrugerile produse.